Așa, zi-mi cum te numești. Numele meu este Stoica Valentin. Ce vârstă ai? 23. Și ai o funcție la 23 de ani? Da, ce lucrezi? Sunt antreprenor. Da. Am o firmă de 2 ani în domeniul livrărilor, livrări, da, la domiciliu. Okay. Mai ales am un cărnic. Spune-mi, te rog, cum ți-a venit ideea de a le oferi copiilor de peste 7 ani o zi la mare pentru prima dată? Ideea mea a pornit de la modul când din momentul din care am vrut să-mi planific o vacanță, da, și am aflat că nu am timp. Și am zis, băi, dacă ar fi să plec, să plec și cu ceva copil cu mine, astfel încât să-i fac și pe ei fericiți, poate asta m-ar bucura pe mine și mai mult. Câți copii îți dorești să vină cu tine în vacanță? Cel puțin 8. De ce zic cel puțin 8? Pentru că am o mașină de 8 plus 1. În care vor încăpea 8 copii și cu un adult care va conduce. Iar după mine vor fi și alți oameni, alți voluntari. Fiecare copil va fi însoțit de câte un voluntar de-al meu. Care sunt criteriile de selecție a copiilor care vor veni la mare cu tine? Criteriile sunt simple. Să aibă undeva vârsta de 6-7 ani, da? Și să nu fi mai văzut marea niciodată. Spune-mi ce te determină pe tine să faci acest lucru, ce te motivează? O motivație de-a mea pentru care eu fac acest lucru, nu știu, bucuria lor, bucuria copiilor de a vedea marea pentru prima dată. Știu că sunt foarte mulți copii care nu reușesc să ajungă, cel puțin până la vârsta de 14-15 ani, unde deja încep să-și facă o imagine asupra omenirii, să zic așa. Când ai fost tu prima dată la mare? Prima dată la mare, cred că am fost undeva la vreo 7 ani, cred că chiar atunci, la 7 ani, da, la 7 ani am fost prima dată la mare cu părinții. Îți mai aduci aminte unde ai fost, în eforie, în Mamaia? În Mamaia, dar Mamaia era altă Mamaia, nu ce e acum. Cum îți amintești litoralul atunci, la vârsta ta de 7 ani? Erau foarte puțini oameni, gândește că am fost cu o Dacie și am fost 7 persoane. Aș vrea să știu, copii, ce au inclus în această mini-vacanță? Păi, inclus o să fie all-inclusiv. Ok. Nu o să aibă nevoie decât să vină fizic, atât. Nu au nevoie de absolut nimic altceva. Spune-mi, dacă trebuie să te contacteze doar părinții din Ploiești, din Prahova, de unde te pot contacta și cum pot lua legătura cu tine? Păi, cu mine pot lua legătura fie pe Facebook, fie pe Instagram, fie prin alții prieteni care mi-au distribuit postarea. Noi o să lăsăm un link activ cu profilul tău de Facebook, da, în cadrul articolului. Cum te găsește totuși lumea pe Facebook? Florin Valentin Stoica este numele meu pe Facebook. Mulțumim tare mult și felicitări pentru gestul pe care îl faci.